cheltuim. Doamne ajută! O să fie frumos, dar nu vreau să avem, repet, până la sfârșitul anului o să facem o serie de emisiuni dedicate anului 2019. Ce ne așteaptă anul viitor? Lidia, ce ne-ai pregătit la leac? Leacul este în felul următor, pentru că avem nepoți, copii mici și fac bronșite din alea spumoase, care tu ai foarte multă și au spută foarte mult. Este o rețetă foarte bună, mai ales că la copii o să le placă pentru că e dulceagă. Să iau două banane bine coapte și jumătate de 50 de grame de zahăr și jumătate de litru de apă. Se pune apa cu zahărul la foc, se face sirop, o fierbem un pic până se face ca un sirop. Banana o dăm pe cea mai mititică răzătoare, așa, și o facem, sau o pasăm, simplu, dar dând-o prin răzătoare o strivim mai bine. Luăm de pe foc, amestecăm banana cu acel sirop, lăsăm să se răcească, punem într-o sticluță și dăm copilului câte o linguriță dimineața la prânz și seara, chiar câte o lingură mare putem da. Este pentru a elibera căile respiratorii. Incredibil. Ca un mucosolvant. Da. Știi? Banana. Da. Banana ne iaută. Deci, facem siropul, punem banana, mai ținem pe foc și apoi punem într-o sticluță. Exact. Le dăm într-o parte, lăsăm să răcească și dăm la copil. Foarte interesant. O să încerc și pentru eu. Pentru că sunt atâtea siropuri în farmacie și sunt făcute multe, au și alte componente, medicamente prin ele. Dar astea sunt naturale. Nu le, mai există o... Și nu ne costă nimic să le încercăm. Mai există o chestie din asta cu ceapă. Tot la fel, ceapa dată prin răzătoare. Aia mică, 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 strivită. Să vezi ce urât face la micul când de cu...